Echipajul tricolor a reușit să termine pe primul loc într-una dintre semifinalele probei cu timpul de 6 minute, 10 secunde și 360 de mii, fiind urmat de Marea Britanie și Germania. Mihaela Petrilă, Laura Oprea, Cristina Grigoraș și Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Irina Dorneanu, Roxana Cogianu, Andreea Boghian și cârmaciul Daniela Druncea vor lupta pentru medalia de aur în finala programată duminică la Amsterdam. Tot fără mari emoții s-a calificat în finala de la două vârste fără cârmaci și echipajul format din Viviana Bejnariu și Ioana Vrânceanu, învingătoare în recalificări. Cele două canotoare vor lupta pentru medalii în ultimul act, sâmbătă.